Ce părere ai de organizarea referendumului? Ce părere ai de Parlamentul României? Având în vedere că sunt amendin din Zalău și vreau să vă spun că am înțeles că vrea să fie, iar o să fie cu Băsescu, săracul bă de el, că vrea să fie alegere, să fie înapoi afișile să voteze pe data de 29, să fie votările iară cu Crenatănescu și cu Petreanu, care va câștiga între amândoi. Iar depinde că va fi, iar o să fie Traian Băsescu, președintele României, că domnul Crin Antonescu, președintele PNL, nu știu că el nu are așa ceva facultatea pentru actualitatea de politică. Dar având în vedere că Băsescu știe ce s-a făcut. Mi-e pare bine că ce-a făcut până amul, dar având în vedere, useriștii vrea să scoată pe Adrian Năstase pentru să scoată din facultatea de drept din pușcărie. Dar noi nu suntem de acord că dacă îl scoate pe Adrian Năstase din pușcărie, ar trebui populația, indiferent de la europeană, partidul european, o să fie mai rău atunci, o să fie mai grevă, ca să, cum să scoată pe el afară și noi să stăm cu gura închisă, adică având de dacă fură cineva o găină, pe ala ține mai mult și pe ala lasă scoată afară. Nu-i corect, nu? Nu. Și având de noi nu suntem de acord. Noi să votăm pe pedeliștii care au câștigat și care au reușit partidile a noastre. Vă mulțumesc mult și hai Menzalău! Vă mulțumesc!